În ultimii 11 ani, cotația barilului de petrol a scăzut până la 32 de dolari, înregistrându-se ca fiind cel mai mic nivel din ultima perioadă. Totuși, la acest capitol, România trebuie să se diferențieze de alții. Carburanții nu se pot ieftini cu mai mult decât în prezent. Motivul îl indică procentul de 58% pe care statul îl încasează prin taxe și accize din prețul unui litru de benzină. Din momentul în care petrolul este scos din pământ, acesta urmează lungul drum al tarifelor până să ajungă în rezervorul românilor. Carburanții își dublează efectiv prețul. Este vorba de redevențe, accize, tarife de transport, suportate de altfel tot de consumatori. Au petroliștii un motiv în plus să nu scadă prețurile în benzinării? Da, pentru că statul vrea creșterea tarifului de transport pentru țițeiul extras din România. Suma, deși nu este exorbitantă, participă la îngroșarea numărului taxelor și impozitelor cerute companiilor. Vina este dată pe guvern, dar cei care resimt consecințele sunt, evident, tot șoferii.